Între părintele ex protopop de acum, care a primit o altă misiune mai însemnată, zic eu, în contextul timpurilor și a vieții bisericești și laice pe care noi o derulăm și încercăm să o coronăm împreună. Mulțumim Domnului Ministru pentru prezență, Domnule Primar pentru această frumoasă, pentru faptul că suntem într-o curte frumoasă, o curte nouă. Biserica aceasta care acum a ieșit din pământ într-un loc cu totul la parte. Deci catedrala noastră de la Bacău devine parcă cea mai frumoasă biserică așezată într-o piață publică frumoasă, amenajată, modernă. Și deci de aceea, în mod cu totul special, vreau să felicit municipalitatea și toți cei care au contribuit la această frumusețare a acestui oraș binecuvântat de Dumnezeu și pus totdeauna sub oblăduirea nevăzută a lui Dumnezeu, dar mai curând a lui Ștefan cel Mare, care își are sortintea din ținuturile acestea, după cum o știți, la Bărdești. Vă mulțumim pentru frumoasa primire, pentru pâinea care ne-ați prezentat-o spre binecuvântare, pentru sarea care aici este ceva mai multă în partea aceasta a protopopiatului Onet, de faptul că avem salina de la Târgu Bocna și au găsit puțină sare, chiar puțin a fost, dar a fost suficiente pentru a trece cumva și a menține echilibrul acestei zile, pentru faptul că sarea nu-i așa, este cea care ajută să țină echilibru vieții, echilibru în natură, echilibru în mâncare, că dacă nu pui sare în mâncare, nu mai este bună. Deci iată cum sarea astăzi este foarte importantă și trebuie să ne amintim că fiecare preot, astăzi mai ales adorată în sinapsă, trebuie să știe că este trimisul lui Dumnezeu și ca să propovădească adevărul revelat și să conducă poporul pe calea mântuirii, trebuie să fie sare și lumină. Lumină și sare sunteți cu toți astăzi și astăzi vă reamintim în liturghie că veți rămâne niște oameni al lui Dumnezeu dacă puneți sare în contextul timpurilor acestea tulburi și nestatornice și năsârnice, cum spune cronicarul. Deci avem nevoie de echilibru, avem nevoie de sare care dă și de gust vieții, de gust activităților care le facem pozitive pentru Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim pentru acest act pe care l-ați făcut și urmați-l pentru faptul că este vorba de o lucrare pentru Dumnezeu, în Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt. Să ne aducă Dumnezeu.
poporul meu de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos al moată, Domnului să ne rugăm. Slavă lui Dumnezeu și spre obrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
iubita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomeni. Jesus.
Thank you.
lumină, Dumnezeu a iubit, din Dumnezeu a iubit, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zile lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Centru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, celea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este întunat și stăvit, care a trăit prin proroși, într-una sfântă, zornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu modest dreptare cu Tatălui, aștept învierea morților și viața Domnului ceva să fie. Amin.
momentul în care, în Sfânta Liturghie, prin Harul Duhului Sfânt, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Mântuitorului Hristos și urmează momentul acesta de părtășirii slujitorilor. În Apa Sfințitul obișnuiește să citească rugăciunea de dezlegare și alte rugăciuni pentru binecuvântarea și pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Așa încât, în alăția voastră, vă așteptăm să ne dați binecuvântarea și rugăciunea de dezlegare. Domnul să vă facă să nu țineți minte rău. Domnul să vă răcăți să...
că răuzează să faceți numai bine. Domnul să vă ajute să nu faceți rău. Domnul să vă facă milostiv. Domnul să vă dea putere să iertați. Domnul Dumnezeu să vă facă să vedeți în alții partea cea bună. Domnul Dumnezeu, milostive, să vă binecuvinteze. Domnul să vă ajute, Domnul să vă mediază. Domnul să vă păzească de orice rău. Domnul să vă umple de bucurie de omnicească. Domnul, ca un bun și tot de oameni să vă ierte păcatele și în cerul cu dreptii să vă păzească. Binecuvintează, Doamne, pe robii tăi aceștia, preoții noștri, credincioșii noștri, gloriașii acestei sfintei părinte, acestei sfintei părinte și acestei sfintei părinte. Domnul să vă binecuvinteze și ostenelile lor, și căsuțele lor, și pâinea lor, și copilașii lor, și viața lor, și cu bun sfârșit primiriește, iar dincolo, în ziua judecății, un colțișor de rale primiriește, că binecuvântate și în vecii vecilor. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, iertare de păcate, să vă Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, iertare de păcate, să vă Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, iertare de păcate, să vă Vreau încet din ce părinți consiliere
și părinți, stimate autorități centrale, județene și locale, iubiți credincioși, din numirea lui Dumnezeu, urmare a hotărârii luată în cadrul ședinței permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Macronii, din data de 1 februarie 2024, ne aflăm astăzi aici pentru investirea cu arhirotesia în demnitate de protopop al protopopiatului Onești, a Părintelui Nicolae Zaharia, Cercului Părinte Iconoclastul Nicolae Zaharia, paroc al parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Onești. Cu îngăduința Preasfinției voastre, dăm citire deciziei de investire, aducându-ne aminte de încetat înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucru credinței voastre și de osteneala iubirii și de stăința credinței voastre în Domnul nostru Iisus Hristos. Epistola către Părinte Saduceni, capitolul 1, versetul 11. Decizie de investire. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Patronului, în temeiul hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe numărul 13.304 din 18 decembrie 2014, în conformitate cu articolul 88, litera E și 70 aliniatul 2 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările ulterioare decide articolul 1. Începând cu data de 1 februarie 2024, Preacucernicul Părinte Nicolae Zaharia se numește în postul de protopop al protopopiatului Onești, județul Bacău. Articolul 2, potrivit articolului 71 din Statutul de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, preacucernicia sa, în calitate de protopop, are următoarele atribuții prin mandat pe numele Chiriacului. A. Îndruma, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor prin protopopiat. B. Inspectează cel puțin o dată pe an parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale a parohienilor, verifică registrele contabile, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, a cimitirilor, precum și a altor comunii bisericești. C. Înscrie în registrul de inspecție al parohiei procesul verbal anunțit, privind constatările făcute, o copie a acestuia, se înaintează centrului eparhial cu raport și propuneri, iar al treilea exemplar rămâne la protocopiat. D. Supravechează și îndrumă activitatea catehetică, misionară, pastorală, culturală și social-filantropică a preoțimii, astfel încât aceasta să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, cu hotărârile Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale. B. Întocmește și prezintă anual permanenței Consiliului Eparhial situația privind bunurile mobile și imobile, proprietățile parohiilor și filiilor din cuprinsul protopopiatului. F. Urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești să fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc din protopopiat și să fie aduse la îndeplinire. G. Face propuneri Chiriacului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți bisericești. H. Aprobă preoților și diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediu legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot și informând despre acestea în centrul eparhial. I. Aprobă concediu de odihnă personalului neclerical de la parohie și protopopiat, iar pentru personalul clerical înaintează centrul eparhial spre aprobare, planificarea concediului anual de odihnă. J. Întocmește un raport anual general de
care îl înaintează chiriacului și îl face cunoscut preoților din protocopiat la prima conferință administrativă din fiecare an. Ca avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale, el susține acuzarea în cauzele aflate pe rolul consistorului disciplinar protocopesc, el coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea cancelariei administrative a protocopiatului în conformitate cu prevederile statutare și reglamentare, cu dispozițiile date de conducerea eparhială și cu normele legislației civile în vigoare. Întocmește trimestrial un raport pastoral misional financiar privind activitatea protocopiatului pe care îl înaintează pentru aprobare către permanența Consiliului Eparhial. O întocmește anual bugetul protocopiatului și îl prezinte spre aprobare permanenței Consiliului Eparhial. B. Propune chiriacului acordarea de ramuri și distinții de preluție clericilor și credincioșilor meritoși, conform statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-I dăruiască sporul, slujirea și cheltuirea activităților pastorale, misionare, culturale și administrative și pe țară. Semnează în altele Sfințite Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Altea Sfințite Stăpâne, pentru robul Dumnezeu, preotul Nicolae, care vi se aduce înainte spre a fi chirotesit, protoiereu al protoieriei, onești. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm, exact pe noi în destul de cucerii, ca într-o sfințenie, să așezăm și să punem la slujire pe cei mai mici slujitori ai tainelor tale. Însuși, îmbracă pe fratele nostru acesta, preotul Nicolae, și îl înfrumusețează, binecuvântează, cu bună cuvinte, bună cuvinte ca să fie el, întâi între preotii poporului tău, și le reușește să se facă pilde bună cerului după el. Binevoiește, Doamne, ca mântuie blave și cucise, să se vășească viața într-o bătrânețe bune și pe noi, pe toți, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, ne miliește, că Tu ești Dătătorul înțelepciunii și pe Tine te laudă toată Cătura, în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul Tău Sfântului Duh, începătorul de săvârșire, te hirotezeze pe Tine, preacucenice, preot de Nicolae, protocop al protocopiatului onești, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doamne, miluiește! Predicheste! Predicheste!
Dăm cuvântul Părintelui Ioan Bertal, care va fi purtătorul de cuvânt astăzi al preoților Mămășteni. Se pregătește domnul primar, după care așteptăm cuvântul noului protocol, cuvânt ca cele din urmă, dăruind binecuvântarea tuturor celor ce sunt de față, fie în prezenția voastră, dacă ești părinți consilieri, onoate distinți autorități, dacă ești părinți, mă sunt onorat în acest moment ca să împărtășesc un cuvânt de suflet disimțirea și trăirea mea alături de părinții conducitori la această sinaxă a 24-a, care iată a avut loc în această minunată catedrală, unde am fost și prezent la sfințirea locului în 1990 iunie, predicată de vrednicul de pomenire, părintele Totoereu Constantin Anumit. Mă bucur astăzi să fiu alături de numai de un coleg de-al meu, dar și de un conducător la același Sfânt Altar, de Părintele Nicolae, pe care îl felicit atât în numele meu personal, cât și în numele tuturor părinților prezenți, pentru acest mandat pe care astăzi îl primești Părinte Nicolae din încredințarea în Arhia Sfințitului. Ne știu destul de bine, poate mai bine decât credem, încât știu că ești un om puternic, o fire puternică, răzbătătoare, vertical, cerebral și demn, o fire cam iute, dacă ai ști să stăpânești la timpul potrivit și la locul potrivit. Cred că astăzi am trăit aici cu toții momente deosebite în această sinaxă, pentru că noi toți ne întâlnim în slujba proscomidiei, dar aici și acum ne-am întâlnit cu toții, împărtășindu-ne de același Sfânt Potir, Hierarhul nostru, cu Părintele nostru, cu Înaltea Sfântului Achim. Preoția, o spun cel care am niște ani, este de la Dumnezeu. Nu este de la oameni, dar este pentru oameni. Și în acest sens, misiunea ei, a fost aceeași în toate locurile și timpurile. Dar misiunea venirii ei a fost diferită de la generație la generație, de la timpuri la timpuri. În alcăția voastră, mi-am amintit și eu când, după ani în urmă, mi-ați dat spre ascultare o misiune pe care am încercat și încerc să o îndeplinesc cu responsabilitatea. Și spun aceste cuvinte adesea după și Părintele Nicolae, pentru că atunci, confruntându-mă cu problemele care au atunci, la un moment dat, dezamăgit, disperat, am zis la înaltea voastră. M-ați primit, m-ați binecuvântat, m-ați bătut pe umăr și mi-a spus, Ioane, ia încet și pe rând. N-am spus aceste cuvinte, cât Părintele Nicolae. Ia-le așa cum am și eu de la înaltea încet și pe rând. Și am primit atunci, am simțit atunci, nu numai acea mână care m-a binecuvântat, ci acel braț care m-a ridicat, acea privire caldă cu care înaltul m-a privit și acel cuvânt de întâlnire care, într-adevăr, m-a ridicat. Știu, sunt vremuri dificile. Și așa cum spunea Pronicarul, nu sunt vremurile, sunt oameni, ci sunt oamenii sunt vremuri. Dar mai știm un lucru. Sunt oameni de aur spuneau că fapte ușoare de împlinit devin grele prin faptul că noi precetăm a le face și invers, fapte grele devin ușoare, cele zdicioase, prin firea noastră și prin jertfa noastră de a le primi. Și puterea de a le primi, le primim întotdeauna prin binecuvântarea înaltului. Nu vreau să mă rugesc, dar vreau să te împărtășesc aceste cuvinte pe care cu siguranță le-ai auzit de la mine, dar acum ți le adresez cu suflet
siguranță te reprezintă la acest moment. Au nevoit. Și spuneau așa acele cuvinte. Să știi să lupți, că vrei să ai. Să nu regreți când pierzi sau dai. Să porți, să poți să urci când alții te doboară. Să poți să primești când alții te lăsesc. Te fericit din toată inima, am trebuit să vă mulțumim pe acest minunat moment pe care l-ați împărtășit și care l-ați simțit cu toată căldura de la părintele nostru sufletesc. Să rămână! Sărbătoarea zilei noastre pe care o trăim și în care respirăm,
s-a suprapus sărbătoarea venirii în mijlocul nostru, în preasfinției voastre, în preasfinției de părinte. Pentru că simțim că purtați în suflet între cerul pe care mi-l aduceți și eu dăruit. Simțim că binecuvântarea în preasfinției voastre este binecuvântarea lui Dumnezeu, care se povară peste noi și ne întărește și ne dă o nouă perspectivă și ne arată identitatea. Pentru că avem identitate doar în Hristos. Avem, cu siguranță, fiecare în buzunarul carte de identitate. Este valoroasă. Este valoroasă din punct de vedere social și administrativ. Că noi știm în biserică, așa cum s-a citit în Sfânta Evanghelie de astăzi, să dăm cezarului ce este a cezarului și cu Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar adevărata identitate o avem în Hristos. Iar identitatea preoțească o aflăm în jurul Sfintei Mese, în fața Sfântului Potier și a Sfântului Vis. Acolo unde nu avem simbol, acolo unde cu adevărat închip real, Hristos ne zâmbește, Hristos ne mângâie și ne îmbrățișează pe fiecare dintre noi. O taină cea mai mare este aceasta, pentru că răspândiți fiind în întreaga eparhie pe care cu atâta demnitate, bunătate, cu atâta grijă o răspândiți. Deci fiind așa de răspândiți, noi în fața Sfântului Potir suntem practic în același loc. Suntem suflet lângă suflet, suntem conștiință lângă conștiință, suntem dragoste lângă dragoste și rămânem în veșnicie, în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos. Această dragoste o primim și o dăruim. O dăruim credincioșilor noștri. O dăruim celor care ne sunt colaboratori apropiați. Dragostea aceasta o dăruim familiilor noastre, în rotul acela, plecând genunchii și în alta Sfinției voastre. Dragostea pe care ne înconjurați, vă repunem în fața omofobului și spunem cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea cuvintele acelea care, deși sunt liturgice, fac parte din limbajul sufletului nostru. Întâi pomenește Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul nostru, părintele nostru Ioachim. Suntem într-un moment deopotrivă aniversar, dar și de înnoire și de continuitate. Suntem într-un moment aniversar pentru că astăzi am fost cu toții în Sinax. Este a 24-a ediție a Sinaxei preoțești, pe care ați binecuvântat la începuturile ei. Ați fost cu totul și cu totul în gând, în suflet și în trup, aici, alături de noi, o sinapsă gândită împreună cu vremul de pomenire părintele nostru, Codăirea Constantinului, căruia i-am făcut din inima astăzi pomenire. Păi, edițiile din ultimii 8 ani au fost prezidate de preasfinția voastră, totul alături, avându-l de-a dreapta pe părintele Protoiereu Ioan Dârgăoan, a cărui misiune a fost îndeplinită la superlativ. Îi mulțumim. Ne-am bogățit spiritual, dar și material, pentru că vrednicia asta poate fi măsurată. Poate fi măsurată ochiul liber, dăm deoparte registrele, dar o măsurăm cu sufletul și vedem că se măsoară în muncă spornică și muncă de multe ori istovitoare și a identificat viața și activitatea cu tot ceea ce am făptuit. Și aici, în fața, în alt prezenției voastre, în fața credincioșilor creștini, îi aduc mulțumire. În alt prezenția voastră, cuvintele sunt prea mici pentru a vă exprima mulțumire pentru încrederea pe care mi-ați acordat. Încerc din tot sufletul să
nu vă dezamăgesc. Să nu vă dezamăgesc la prezenția voastră, să nu-mi dezamăgesc colegii, să nu dezamăgesc această comunitate frumoasă a oneștenilor. Când spun comunitate frumoasă a oneștenilor, spun din toată ființa mea, pentru că post-revoluție și poate și înainte, cred că sunt primul protoiereu oneștean, născut, crescut în Onești. Asta înseamnă că această comunitate, urga noastră, mulțimea credincioșilor, nu i-a adoptat și pe ceilalți. Și ar putea să spună că părintele a avut pe Constantin Dumnezeu să-l odihnească, fiind născut la Zeca și îndrăznește ceva să-l considere oneștean. Sau, de asemenea, cine îndrăznește să nu-l considere oneștean și deopotrivă mănăstirea pe părintele Ioan Gărgălanu, deși este moineștean. Iată, astăzi a venit rândul să-mi acordați mie privirea aceasta și mă simt legat de pământul acesta, deopotrivă de oamenii aceștia, pe care vreau să îi slujesc cu toată priceperea mea, cu toată bucuria, pentru că dacă slujba noastră este lipsită de bucurie, este amplă. Să fim bucuroși de dumneavoastră multe ori, să fim bucuroși pentru ce vestim în slujirea lui Hristos. Bucurie mai mare decât aceasta să-i slujim lui Hristos nu există. Vă încredințez de toată ascultarea. Vă încredințez de munca pe care o voi depune să împlinesc sarcinile pe care mi le-ați încredințat și pe care le-am ascultat cu toată atenția, citite în gramata Chiriacală. Și sunt convins că sarcinile înscrise acolo se divin în multe alte sarcini care nu sunt nici de cum mai mărunte, dar o să ocupe mintea mea, sufletul meu, viața mea, activitatea mea, dar o voi face cu plăcere. Plăcerea de a fi la dispoziția părinților, fraților preoți, la dispoziția centrului eparhial, la dispoziția Înaltă Sfinției voastre personal. Și vă garantez că din momentul acesta, tot ce ține de persoana mea va face un pas în spate și pasul în față îl voi face doar împlinind lucrarea pe care mi-o încredințați. Cuvântul Înaltă Sfinției voastre, cuvântul meu, lucrarea Înaltă Sfinției voastre, va fi și lucrarea mea. Îmi propun să o duc la bun sfârșit. Și dacă voi șovăi vreodată, și dacă voi greși vreodată, o să vă rog să mă iertați. Și când va fi de neiertat, o să vă rog unii să folosiți bastonul partidului să. Reînnoiește-l de ora Duhul Sfânt, care vine și se roagă cu suspin.
vinurile grăite în fiecare dintre preoții care se crește și nu numai și în inimile credincioși. Acum, la acest început, s-a sfârșit, pentru că viața noastră este compusă de mici nori, mici nașteri sau mici învieri și deci ne naștem mereu și ne murim mereu cu fiecare etapă, cu fiecare zi, cu fiecare clipă. Noi nu ne mai întoarcem niciodată la etapele de trecute, pentru faptul că pentru acele am murit. Deci, celelalte etape care sunt superioare și care merg către transcendent, dacă ai luat azimutul acesta și te îndrepti către transcendent, nu către imanent, pentru faptul că transcendentul este dincolo de spațiul rațiunii noastre, dincolo de ceea ce cade în substințurile noastre, dincolo de ceea ce este material. Deci, în circunstanțe ca acestea, pentru instalarea unui protocol, am făcut cele necesare după statutul nostru de organizare și funcționarea bisericii. Deci, ai văzut angajamentul la care ți l-ai făcut, ți l-a făcut dar totul la propunerile statutare fixate de către Sfântul Sinod și împărtășite preoților celor care primesc de viteze o simită. Ceea ce mă primește acum după ce s-au oferit la toate, deci eu ar veni cu un sfat. Dar ce sfaturi să-ți dau, pentru că nu sunt un timp. Și sfaturile care sunt, ți le dau și în tale acum, sunt și pentru preoții, pentru că aveți aceeași lucrare. Deci nu am pe cineva în plus, pentru faptul că prin protocol eu văd preoții locului și prin preoții locului se văd pe protocolul care face legătură totdeauna capăt de identitate în Iisus Hristos, prin ierarhul care îi dă această ascultare și această activitate. E bine, unul dintre primele precepte, sau și primele sfaturi pe care ți le dau, nu altul decât cel care l-am primit și eu de la cineva și care l-am experimentat în viața mea, de sacerdoți al Bisericii, și anume, Părintele Patriarhul Iosif, care, după cum bine știți, am fost și am scris multă vreme. Și în toate peregrinajele, toate peregrinile sale, în nord, în sud, el mergea dintr-o parte în alta a eparhiei pe timpul comunismului. Și, bineînțeles, eram cel care îi organizam aceste drumuri. La Putna, la Corona, peste tot și vorbea. Ca toți oamenii din mașină. Și după aceea, îmi spune, Părinte, uite, Părinte Iorchim, zice el pe moldovenesc, păi uite ce, acum noi venim din înmormântarea a unui călugăr. Și acel călugăr a fost în gură călugăr în bunătate. Și în primul rând, noi călugării și valabil pentru oricine, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească pașii spre mergerea către adevăr și propovăduirea adevărului. Și deci, altfel spus, să mergem pe chișoarele noastre la mormânt, să nu chităm povară nimeni. Deci, iată, asta de, în primul rând, să mergi pe picioarele tale, sigur, către împlinirea tuturor datoriilor pe care le-am expus aici, în cadrul acestei ceremonii, în cadrul acestui eveniment frumos, o festivitate de intronizare, de instalare a cuvântului. În al doilea rând, tot de la tot, Părintele Teotis, că mi-amintesc că eu, fiind faptul că eram în cabinetul lui, vedeam pe maniera de a lucra. Deci, dacă am văzut că și părinților, și iubiți credincioși, și dragi autorități, nu există o școală pentru a se pregăti pentru a fi episcop. Păi dacă ar fi o școală, după la susucăria să ai diplomă de episcop, să știi că ar fi foarte multă navală la școala respectivă, să folosesc un cuvânt mai deci, ar fi concurență mare, zic eu, sau poate la tine. Dacă știi ce înseamnă a fi episcop, înseamnă că nu dai seama de puterea lui Dumnezeu care lucrează prin tine. Deci este vorba de... Deci atunci când am devenit și eu episcop, după ce l-am văzut pe Părintele Teotis, cum lucra, e bine, iată, n-ar prea frate să nu vasă. Vreau și eu un sfat, v-am fost cu vreme. Și atunci vreau un sfat. Eu am văzut cum lucrați în altă prefrețerea voastră cu preoții. Și preoții, ei sunt foarte buni și ne iubesc pe noi erani și noi. Ei știu că au identitate și
prin ireagul locului, în fața lui Dumnezeu și în fața comunității, acolo unde sunt rânduiți, să activeze. Și, deci, Patriarhul de Ofis, păi, spuneam, păi, frate, Ioachim, tata, ajută Dumnezeu să fii și tu, să decizi asupra preoților și asupra credincioșilor, care îi credințezi spre păsurire preoților, care îi rânduiește în împăruire respective. Păi, unii mai sunt care mai au anumite probleme de înțelegere a lucrării sale în biserică. Și, deci, am putea să vă regăsesc ca și creștini, preoți mai buni și mai puțin buni. Și mi-a spus așa, pentru cel care nu este bun, astăzi să zice pe este preot, eu nu folosesc acest cuvânt. Dar unii care mai uită cumva de aceste datorii care le au de împlinit în calitate de ceea ce este. Și pe cei care sunt mai puțin buni, roagă-te ca Dumnezeu să-i înțelepțească și la cunoștința adevărului să vină. Iar pentru cei buni, roagă-te să fie și mai bun. Deci preoții buni să fie și mai bun. Și preoții care mai au anumite sincope și nu-i cazul protocopiatul de orice. Pentru că aici aveți o parcă, un protocopiat foarte bine pus la punct și cu orientări foarte pozitive și frumoase pentru societatea care trăie. Deci, preacucerii părinți, vă îndemn acum pe voi, părintește, să ascultați de protocopul locului. Pentru faptul că protocopul este cel care se interpune între mai mult administrativ, între ierar și cler. Iar protocopul este, de fapt, mâna întinsă a ierarului care lucrează în teritoriu. Deci, ceea ce semnează că protocopul este cel care face voia ierarhului, însă trebuie să comuneze, să împrădească câțiva mai mult decât un alt consilier sau alt inspector în cadrul epatiei, care cărui se organizează anumite ascultări. Deci, iată că protocopul pentru mine este cel mai însemnat. Pentru faptul că, uitați-vă și la acest fapt liturgic. Iată, protocopul a fost instalat cu rugăciune. Deci, consilierul nu. Deci, ceea ce semnează că, de aceea, eu, atunci când slujim în teren, chiar dacă vine un consilier la slujba respectivă, deci îmi dau întâietate în locului să slujească ca protos, ca primul între părinții bisericii sau soborul respectiv, după aceea consilierul. Pentru faptul că consilierul este numit administrativ și el are numai un anumit sector pe care răspunde și unde lucrează. Din protocopul este un sumul al tuturor sectoarele de activitate prelungite în teren ale epatiei din care face parte. Deci, iată cum e important este să avem totdeauna legătura de tu, legătura de rugăciune. Pentru faptul că noi ne dăm telefon și ne spunem ce trebuie să facem sau ce nu. Și eu să dau o poruncă prin telefon. Dar mai curând v-aș comunica prin Dumnezeu. Pentru faptul că noi suntem în orice lucrare, niște cherimari, niște trimiși ale Dumnezeu. Și orice lucrare o facem, nu o facem în nume personal, ci în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Ceea ce semnează că noi trebuie să ne uităm pe noi înșine și să facem totul pentru lucrarea Bisericii. Deci nu mai ești tu care trebuie să rugăști, ci Hristos este Cel care rugăște în tine. Și viața noastră este Hristos, ca astăzi, Părinților. Astăzi, când ne-am împărtășit despre fiecare, are conștiința că viața lui este conformă cu viața lui Hristos. E bine, aceasta să o spunem, fără să mințim. Pentru Dumnezeu nu putem minți. Deci să facem ceea ce spunem și să împlinim. Deci, că este un conditor. Să nu faci ce zice preot. Să faci ce zice el, deci să nu faci ce face el. Păi nu. Trebuie să ajungi la aceasta, să faci ceea ce face preot. Deci, dacă preotul nu este un bun exemplu, atunci nu este tu, se instalează anarhia sau uneori indisciplina într-o parcurie sau într-o mănăstire și așa mai departe. Deci iată că aveți preoți buni, îi cunoașteți pe toți și știți pe fiecare, pentru faptul că aveți o vârstă, iată sunt 29 de ani de slujire. Eu sunt mai mic, 24. Deci iată că, dar adunându-se și are ani diaconat, 10 ani și cu cei din preoți. Deci s-au adunat și dobândim experiența.
Deci experiența să fie Duhul Sfânt. Deci ca Sfântul Serafim de Sarov, care ne spune pe toată viața noastră, ca preoți, indiferent de ce ești în Biserica lui Hristos, trebuie să lucrezi, să dobândești harul Duhului Sfânt. Deci dacă ai, ești conștient de har care locuiește în tine și care lucrează prin tine, deci atunci ești un preot harismat. Se spune că la noi, în popor, am mai spus-o eu, se spune că preotul pentru la Părintele Zaharie, care are mai mult har, nu are mai mult har. El, harul preoției, li se dă tuturor preoților în mod egal și în mod constant și prin har acel. Deci, dar preotul care este conștient de harul care îl deține persoana sa, deci atunci harul și persoana dă harisma. Deci, iată acest cuvânt care se folosește foarte des, am auzit că și politicienii erau, este un politician harisma. Deci, poate să fie, dar nu ar fi este plin de dar, un dar special pe care îl numește preotul în Ierusalim. Deci, astăzi s-a încredințat o nouă ascultare la Ierusalimia, deci, întâi sunteți preot și după aceea sunteți administrată la lucrărilor celorlalte care vi se încredințează în calitate de preot. Deci, iată că noi, astăzi, avem o bucurie, pentru că facem cu o tradiție și continuitate. Deci, am împlinit tradiția și facem continuitate. De aceea, mulțumesc și eu, noi, special, preotului, care, protocolul care ți-a precedat în această lucrare, căruia noi, cum credința, o altă misiune, care va fi împletită cu cea protocolului de Onești, ceea ce semnează Părintele Ioan, este un preot care s-a străduit foarte mult, mai ales pentru sediul protopopiat, pentru faptul că Părintele Alupii n-a mai putut să prefacă și sediul, pentru faptul că s-au preocupat de această catedrală. Și el era cu catedrala aici, eu mă preocupam de ce era de la Bacău, și ne întâlneam și ne plângeam în noapte ce se mai face. Dar toate s-au împlinit după voia lui Dumnezeu, pentru faptul că Dumnezeu se pe cele de putincioase de fizică și pe cele cu lipsă de dăha. Deci, iată, Părinte, pentru că te încredințezi preoților mei, preoții, fiind astăzi în liturghie, te primești cu dragoste, pentru faptul că liturghie e așa, Părinților, nu poți să spui ceva urât cu cineva, nu poți să nu-l accesi pe celălalt așa cum este, nu poți să îl respingi, chiar dacă nu-ți place de aliura sau de maniera lui de a face. Deci, treceți peste orice și vedeți în protocopul locului al vostru protocop de aici de Orel, trimisul lui Dumnezeu și are identitatea pe care a vorbit așa de frumos prin Iisus Hristos și prin noi care vizualizăm prezența lui Hristos aici în Biserica Văzută de pe Pământ. Noi nu suntem care locuim. Niciodată nu poți să locuiești pe Hristos. N-ai cum. Chiar dacă ești ca lucru, nu poți să fii în locul lui. Ci îl faci prezent prin lucrarea ta și prin atitudinea ta. Deci, prin a spune, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, un astfel de protocol ne trebuia aici la Slavonești, deci plâng, nu știu dacă ești, dar nu știu de nimic. Deci, este vorba de să fii totuși, să înveți să vezi și să menții pe tot. Pentru faptul că acest este o expresie a sufletului, a dragostei care o ai față de orice om. Și deci zâmbetul este expresia lui Dumnezeu sau măseria lui Dumnezeu că ne are pe noi în comunune. În al doilea rând, să fii totdeauna atent la ceea ce cer. Preoții vin și cer și în cer altceva, în cer binecuvântare. Când vin la protocopiat, la birou, nu-i așa, vin cu o problemă. Deci ei vin cu problemă, nu te aștepta ca să vină în fiecare zi cineva, un preot, care vine, Părinte, a venit de mai bun, ce mai fac? Nu. Deci a venit să rezolvi problema. Deci iată cum noi trebuie să rezolvăm aceste probleme, pentru că sunt multiple și diferite, diversificate, în contextul timpurilor securizate. Foarte greu astăzi să mai faci o liniște sau o pace pe un spațiu mai larg. Este greu. Deci, dar pacea lui Hristos care o transmis și preoților și transmis și după aceea și dispoziția care vine de la centru, aceea să fie împlinită cu dragoste de fiecare preot. Și toată dragostea și viața voastră să o dăți lui Dumnezeu. Deci,
mântuit. Și a precizat Părintele care a spus, pentru trecut, dacă nu v-ați împlinit, pocăiți-vă. Pentru de Dumnezeu și pregătiți viitor. Și atunci viitorul va fi frumos, dacă am început frumos. Diavolul și-a făcut aceasta se teme de cum ce? Se teme de cum sfârșește. De faptul că toată lumea în entuziasmul Duhului și efervescența sărbătorii, deci este oricine este entuziasmat și începe frumos bine. Dar el stă liniștit, nu mi-a tulburat. A fost o liturghie foarte liniștită. Cu corana preoților, cu credincioșii care au asistat la acest eveniment, cu multe abilitățile noastre. Deci a fost aici în catedrală, de la frădică până la urmică. A fost cu toții și cu toții atenți. S-a înserat acea liniște, acea pace mistică pe care trebuie vor. Deci eu rămâneți în privirea cu Sfântul Hristos, rămâneți în pacea lui Hristos. Și toate celelalte se vor aduce la vouă, dacă rămâneți cu dragostea lui Hristos. Așa se ne ajută Dumnezeu și protopopului nostru se dărea cu sănătate, în răzburile de toate, aleste bucurii și împlinit de omul ce se trăiască și ea după toată preoții și interesează. Vă mulțumesc! Răspunția noastră, pentru a marca momentul acesta, pentru a însemn din dragostea aș vrea să primiți din partea preoților un mic dar la momentul acesta, 24 de ani în tradiție, în sinapsă, vă oferim icoana Sfântului Ierarhii Nicolae, cel din tâi ocrotitor în orașul Mărcusoapă, în ciclul nostru. Bine s-a adăugat și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Și, de asemenea, cu toată dragostea noastră, vă rugăm să mai primiți un semn care arhierie, pomoforul și arhierul, pe care noi ne-am făcut cu toată dragostea și într-o ascultare și într-o smerenie. Pe care am întâlnit
Bine credinciosule popor de